Sfântul cuvios Nicodim de la Tismana a fost serbat sâmbătă 26 decembrie 2020, în cea de-a doua zi de Crăciun, în mod deosebit la mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Paraclisul de la demisolul catedralei așezării monahale și-a cinstit cu acest prilej ocrotitorul. Fiii duhovnicești ai așezământului monastic și pelerinii din mai multe părți ale țării au participat la Sfânta Liturghie. Slujba a fost oficiată de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Din soborul slujitorilor au făcut parte și preoți din Mitropolia Basarabiei. La momentul chinonicului au fost interpretate mai multe colinde românești. Părintele Andrei Mocanu, de la parohia Cucutenile Țcani, protopopiatul 3 Iași, a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre sărbătoarea soborului Maicii Domnului, cinstită în a doua zi de Crăciun în calendarul Bisericii Ortodoxe. În același timp a făcut referire la viața Sfântului Cuvios Nicodim de la Tismana, unul din ocrotitorii mănăstirii Hadâmbu. Face un panicic, o desfășurare cu lux de amănunte a vieții Sfântului Preacuvios Părinte Nicodim și amintim despre modul în care a reușit, așa cum vedem și aici, o mănăstire ce a reînflorit, asemenea unei cenușe care cândva s-a făcut izvor al vieții. Preoții și credincioșii au cântat la finalul slujbei mulți ani trăiască pentru arhimandritul Nicodim Gheorghiță și pentru toți cei ce își serbează onomastica pe 26 decembrie. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. La final, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit tuturor pentru frumoasele urări, exprimându-și bucuria pentru că Dumnezeu a rânduit ca zilele de Crăciun să fie serbate așa cum este tradiția. Sunt Eraș Nicolae, cu Evlavia, care am avut-o de mic copil la Preacurata Maica lui Dumnezeu și s-o am până în ceasul morții, apoi cu ocrotitorul Sfântului Preacuvios, Părinte Nicodim, cel sfințit la Tismana, care, bine vedeți că paraclisul nostru are două mari hramuri, doi mari sfinți, Sfântul Eraș Nicolae și astăzi Sfântul Preacuvios Părinte Nicodim, cel sfințit de la Tismana. Îi mulțumesc milosivului Dumnezeu că am reușit să întâmpinăm și să ne bucurăm de praznicul împărătesc al pruncușorului Iisus Hristos în miez de noapte. Părintele stareț și cei prezenți au cântat apoi câteva colinde. Și-am văzut și casa mamă pe care Maria o cheamă la mulți ani, mulți ani cu bine. Pentru jertfa depusă în ultimii 30 de ani la ctitorirea mănăstirii Hadâmbu, domnul Costică Postârnac, primar emerit al comunei Ipatele, județul Iași, și doamna Viorica Postârnac, au primit din partea arhimandritului Nicodim Gheorghiță o icoană cu Maica Domnului.